Ocuparea informală și salariile în plic rămân o realitate a mediului economic din Republica Moldova. Aceasta se manifestă prin faptul că aproape fiecare a patra persoană din populația ocupată activează informal, iar percepțiile în societate privind salariile în plic indică asupra a circa 30% din fondul de remunerare a muncii. În rezultat, veniturile ratate la bugetul public național depășesc 7% din produsul intern brut. Munca nedeclarată și subdeclarată reprezintă o deviere de la contractul social, cu impact nociv asupra populației, firmelor și statului. Drept rezultat avem ratarea unor venituri semnificative la buget, lipsa de protecție și asigurare socială a angajaților și dezvoltarea concurenței neloiale dintre întreprinderi. Motivațiile pentru acest fenomen sunt atât de partea angajaților, precum dorința unui venit curent mai mare, neîncrederea cetățenilor în contractul social sau percepția privind calitatea serviciilor publice, cât și de partea firmelor, precum persistența numerarului în tranzacții, percepția costurilor ridicate de conformitate, dar și costurile reduse de neconformitate. Costurile reduse de neconformitate sunt asociate cu atribuțiile limitate ale Inspectoratului de Stat al Muncii. Inspectoratul nu poate realiza controle inopinate și nu poate aplica direct sancțiuni în cazul contravențiilor privind munca nedeclarată și subdeclarată. În rezultat, avem doar 80 de cazuri depistate în 2021, din care instanța a aplicat sancțiuni doar pentru 23 de cazuri, un număr nesemnificativ raportat la dimensiunile fenomenului în Republica Moldova. Reforma Inspectoratului de Stat al Muncii prevede posibilitatea inspectorilor să efectueze controle inopinate pentru a identifica munca la negru și a aplica sancțiuni, o mai bună analiză a riscurilor la planificarea controalelor, precum și reorganizarea inspectoratului cu guvernanță îmbunătățită, inclusiv cu politici interne de integritate, prin zero toleranță pentru abuz și corupție. Toate cu obiectivul de a spori transparența internă și competențele inspectoratului în prevenirea și sancționarea practicilor muncii ilegale. Reforma Inspectoratului de Stat al Muncii, de rând cu alte elemente de combatere a muncii nedeclarate, este necesară și pentru alinierea Republicii Moldova la angajamentele internaționale la care este parte. De exemplu, dreptul inspectorilor de muncă de a efectua controle inopinate și aplica sancțiuni este prevăzut în Convenția Organizației Mondiale a Muncii privind inspecția muncii în industrie și comerț. În rezultatul reformei, autoritățile își propun ca până în anul 2024 să reușească atingerea următoarelor obiective: creșterea productivității inspectorilor de muncă, dublarea rate de depistare a muncii nedeclarate, creșterea satisfacției cetățenilor și persoanelor juridice privind consultanța oferită de inspectorat, precum și creșterea încrederii societății în instituție.